Greșit. Gata. Ia asta, nu mai fac. Vreau să te întreb. Tu crezi că... Cu cine, cu ce băiat crezi că ai rezona cel mai bine din... Cel mai bine? Da. Cred că până în momentul de față, discutând, interacționând cel mai mult cu Cosmin. Cu Cosmin? Da. Unde te vezi peste 5 ani de zile? Mă refer. Peste 5 ani? Unde? Ca poziție, ca loc? Sau cu cine? Nu ca loc. În ce situație? Da, ca și cum, cum te vedea? Fac cu familie. Te vedea, adică cu... Să păi, fii la casa ta? Cu, exact. Am înțeles. Așa, ce așteptări ai de la un băiat? Să... Adică cum vrei să fie cu tine? Să fie tandru, să fie glumeț, să fie serios, să fie loial. Așa? Crezi că dacă ar fi gelos și obsesiv, te-ar deranja treaba asta? Îmi place adică, să având fie în vedere gelos cum decât a fost... puțin. Da. Nu obsesiv, pentru că eu nu cred că aș da motive ca să fie obsesiv, chiar dacă eu sunt foarte prietenoasă, să zic așa, nu cred că aș da motive să fie obsesiv și nu mi-ar plăcea să fie obsesiv, dar puțină gelozie mi-aș dori. Cum ți se pare treaba asta cu schimbarea asta mea bruscă, care e o greșeală foarte enormă? Nu am înțeles, sper că tu, nu știu, înțelegi votul meu sau nu-l înțelegi. Mie mi se pare că decât ne-am derutat, adică n-am înțeles ceea ce... Dar... Da, ți-am spus totodată că nu judec modul de modul în care te afecționezi, da, în care eu, fiecare așa, e diferit. Așa eu simt clicul și... după 2 săptămâni, 3, așa, o lună. Da, și eu l-am simțit pe moment după și asta am făcut. Și nu... Da. Doar că totodată ne-ai derutat. Noi nu mai înțelegeam, pentru că după prima discuție cu Virginia, știu, cam asta știu, a fost. Știu. Bine, mulțumesc mult. Mersi și eu. Pa, pa! Vin de la fotbal. Pe cât de repede a venit, pe atât de repede s-a și dus. I-a rupt inimioara. Rea încântat. Acum zice dincolo și zice, aaa, a mea e. Nu zice. Oh my god. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Ia să mă cer și eu că după... Mai e cineva să meargă în partea alta? Gata? Hai! Mai e cineva să meargă în partea alta? Ready for landing! Bă, ăla nu ochi, măi! Atenție la timișoara! Crezi că eu am vrut, mă? Nu, știm! Bă, nu mai vedem! Vă apucă talentele, văd că... Nu mă așteptam! Nu mă așteptam, frate! Ai grijă de mine! Nu mi-e frică! Stai să ne înțelegi ce faci, ca să ai grijă, ca să-ți fie frică! Na, măi... Păi nu ai vrut eu cred că știu să-i pun pe fiecare unde le e locul. Stai să se dea la nu. Stefania, eu știu să-i pun pe fiecare unde le e locul. Eu din priviri le dau de înțeles că tu stai departe, că altfel mușcă. Lasă că... Îți ablândă zgâre rău. E vorba de cum interpretează el privirile. Exact. Da. Ce că zici, Stefania, îți ablândă zgâre rău? Așa a zis? Așa a zis. Așa a zis? Ai ceva de mărturisit. Da. Mamă, dar... Acum aș face Robi flotări. Face încălzirea, da. În slow motion. Robi! Tăticule! Acu. Lasă-l, mă! Mă, dar voi tot pe mine mă așteptați? Mai da stai cu mine? Colegul de cameră, bă, a rămas cu mine. Da. Hai, facem așa cu tăziu. Oricum, cu Bogdan n-a fost atât de rău, în sens că puteai merge liniștită. Păi, pentru că era cu tine. Și când se uită la ea, păi și eu m-am speriat inițial, adică... Stefania! Nu te uita, nu, cât mai întâi... Nu vedi pe ea prima dată ne vedi pe noi. Da. Stefania, în partea cealaltă. Când dă colțul. De ce? Când dă colțul. Îi dă seama cine lipsește de la masă. Păi, să mai gândește el așa de repede. Eu bine de aici. Te focalizează, Giulia. Trebuie să dau zoom. Să Robi pe scări. Mamă. Să uită la Lena, totuși. Cum nu? De ce râdeți așa? Călduri. Nu e nici momentul nici... Că... Dați aerul ăsta mai tare, vă rog. 4 de ridicat. Aștept să mai tragă puțin timp. De ce?
crezi că băieții vechi influențează în vreun fel alegerile tale? Cosmin sau Patrick? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al băieților noi. Adică crezi că dacă erau, eram toți noi? Nu, eu am afirmat de la început că mi-a plăcut, de exemplu, Robert, care nu e concurent vechi. Ei, ai simțit vreo oarecare conexiune cu un concurent din clasă? Din ai stat lângă cineva? Da. Și ți-a spus da. Ceva anume? Da. Da? Mai ai câte două? Da. De ce ești neliniștit? Sunt nerăbdătoare, să aud. Ce părere ai despre mine? Despre? Bine. Deci eu te-am pus în top de la început. Cum? Ai fost în topul meu de la început. Dar nu știu dacă diferența de vârstă ar putea să ne pună niște piedici. De ce crezi că ar putea să pună piedici? Pentru că eu cred că la vârsta mea am un stil de viață diferit de al tău. Nu cred. Nu știu. Ai vrea să o faci către tine? Măi! Te întreb, sunt întrebările mele, dar trebuie să-mi răspunzi. Aș vrea să te cunosc pentru că n-am vorbit niciodată cu tine. Ai vrea să fac pași către tine? Asta Măi. E întrebarea. Păi, ca să vorbim, să ne cunoaștem. Da. Ok. Gata, s-a terminat. Mai vrei una extra? Nu, e ok. Nu mai ai? Nu. Gata. Gata. Pa. Trebuia să profiți de tot timpul. Te-a pupat Patrick? Nu, trebuia. Trebuia. Nu te-a pupat Patrick? Nu. Mamă, du-te, du-te, dă el personal. O zis că-ți trimit eu un pup prin Patrick și Patrick. Dacă nu ți-l-a transmis, el ți-l dau eu. Pa, pa. Pa, pa. Pa. N-ai uitat să saluți pe cineva în special? Pa. Pa. Pa, doar pe pa, 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 pa. Nu, nimic. Pe frate, eu doar pe nu, tine. Nu, nimic, nu. Alena știe că o pup. Pa, da, da. Bine. Păi, când i-am zis pa, eu aș zice supărat. Pa, tu trebuia să înțelegi treaba ta. Bine, Stefania. Spune. O veni, Robi. A zis că putem să vorbim despre cu cine am stat pe canapea. Gata? De întrebări și de tot. Da? Da. Ok. Cu cine? O să încep eu. O să încep eu. Am fost cu Stefania și am transpirat. Să moară, bă, cine am transpirat? Vă știu că te-ai văzut cu Stefania. Ce înseamnă asta că ai transpirat? Nu știu, fra, de unde să știu ce dar și ea era așa, gen, mamă, era... Focă. Mă iau ca urmă Bogdan, iar am terminat. Băi, și ea era foarte neliniștită, nu știu, gen... Știu ce să întreb. Știu ce să întreb. Îți dai seama. Băi, tu trebuie să umbli cu mine, mă, de acum. Am întrebat-o dacă cred că voi... influențați cumva deciziile fetelor, voi, tu și Cosmin, că sunteți vechi și aveți descunoscuți oarecum, știi? După am întrebat dacă a avut o conexiune oarecare cu cineva mai, știi? Și ce a zis? Să stea. Și a zis că da, de-a gen, nu știu. Așa? Și acum ce întreb pe tine? Crezi că e vorba de tine? Nu știu. După am întrebat-o ce părere are despre mine și ea mi-a zis că știu destul de bine că am fost în topul ei de la început. Și după am întrebat-o că... dacă și-ar dori să facă pași către ea. Și ce zici? Și a zis că vrea să mă cunoască și eu i-am zis, repet, am întrebat dacă vrei să fac pași către tine. Și a început să râdă, era așa, nu știu. Nu știu, e super, e super misterioasă. Da. Stai, mă, că sunt colegi de camp. Ai expirat cu misteria. Adevărat. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Interesantă soartă. Da, ea cam soartă. Soarta și destinul. Soartă. Wow. Eu și Patrick. Din Patrick. Pentru unii a funcționat, da. Cu unii nu. Mulțumesc, la fel. Pentru unii a funcționat, pentru unii nu. Da. N-a decis nimeni. Voi ați știu, decis. Știu. Unii au fost norocoși și alții nu. De și că Daniela a fost norocoși. Când? Când nu trebuia. Când? N-am știut că ești atât de deranjată de prezența lui Bogdan. Nu sunt deranjată. Dar? Dar, într-un fel, cred că i-am dat de înțeles că... Nu.
nu știu, nu aș vrea să se simtă prost nici el. Spune că ți se pare prea insistent, cum ai zis. Nu, acum nu mi se pare insistent. Nici ieri, nici astăzi. Dar sincer, nu simt nicio atracție, nicio conexiune, nimic. Nu că mă simt deranjată. Aș vrea să știe asta. Nu vrei să știe asta? Nu, că par deranjată. Doar că... Bine, atunci spune-ne tu cum ești. Cred că ar avea sens să mai continuăm. Dar ți-era teamă să stai 2 minute pe canapea aici cu el? Nu, acum... Nu, hai, spune-mi tu atunci, Ștefania. Ce simți? Ce ai simțit? Mai avem ce discuta. Asta ai zis. Nu, să nu fie el, să nu fie... Nu, 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 ai, nu, că nu mai... Par răutăcioasă așa. Ce, cum? Par răutăcioasă. În fața cui? Și fetele mi-au zis că...